Trecem acum la un alt invitat care se învârte în cercurile înalte, Daniela Gozlan, una dintre cele mai tare artiste în machiaj de la Hollywood, cea care apelează, la care apelează o mulțime de vedete de peste ocean pentru a arăta impecabil. Este din nou aici, mai țineți minte că ne-am mai vizitat acum câteva luni, este din nou Daniela Gozlan. Ce bine arăți, Daniela! Mersi. Am înțeles că ai machiat-o pe... Pe cine? Pe Paris Hilton ultima dată. Da, am machiat-o și pe ea, și pe Alvin Pearson. Și cum a, cum a fost întâlnirea ta cu Paris Hilton așa? Hi, how are you? Stai așa, la început a trebuit să aștept vreo 15 minute la ușă. Da? Doar puțin. 15 minute pentru că era în camera ei, presupun. Era în camera ei, dar știa că suntem acolo, dar a trebuit să așteptăm să se Dar pentru ce o machiați? Pentru un eveniment? Pentru un shooting? Pentru red carpet, nici măcar un shooting. Era... Era o apariție pe covorul roșu și a trebuit să fie machiată pentru 3 și? Ore. Ai intrat după 15 minute. Și am intrat după 15 minute și după aceea mi-a spus ce vrea să, cu ce vrea să o machez. Și am aprins luminile, 3 ring lights, știi, așa, alea da. Puternice. Multe beculețe, așa? Așa, beculețe. Și am machiat-o. Dar prima oară a fost ciudat. Prima oară când eram în New York am machiat-o, s-a așezat pe o canapea mai sus decât asta. Și a început să stea așa pe computer și să se uite la poze. Și dădea, și dădea. Și eu așa, să mă achez. Da, nu puteai să-i spui, stai dragă cu minte. Băi, nu puteam, că e prima oară și e Paris Hilton, știi? Of course, fițe. Și după aceea, nu prea, n-am vorbit deloc. Nu vorbea? Nu prea vorbea, n-am vorbit deloc. Am machiat-o, am plecat. L-am văzut pe stilistul de păr că îi făcea părul, la transpirațiile. Eu am machiat-o, m-a luat spatele, dar a fost bine. Adică ea stătea așa, băi, da. Machiaj și n-a zis așa, mulțumesc, Doamne, ce frumoasă. Mersi, îmi place foarte mult și am plecat. Nimic. Dar m-a chemat iar, de ceea ce-i bine. Deci, și a doua oară am făcut poze cu ea, nu știu dacă aveți voi da, poze uite, cu ea. Da, uite, că avem acum niște fotografii care acceptat. Rulează și oricum... Am vorbit puțin mai mult. Aici? 10 cuvinte mai mult. Aici nu știu cu cine. Aici e Carolina Curcova, nu știi, e super model, a fost și la Victoria's Secret, acum ea stă la Miami cu mine. Eu m-am mutat la Miami, știi, ți-am zis? Ce rău, bă. Tot la Miami, că și invitatul tău mai... Da, tot la Miami tot și la data Miami. Trecută, superb. E frumos și cald. M-am mutat din New York la Miami și acolo fac, uite, ea este, de exemplu, vecina mea, stă la 9 minute distanță. Știi cum am abordat-o iar? Deci e Alvin Pearson. Ciucă. Toată lumea o știe. Auzi, mă, ce vecini are? Ce vecini okay. are Daniela la machiaj acolo uite-te în la Miami? Poze. Hai să uităm la poze, așa? Am lucrat cu ea când am ajuns în Miami, acum vreo 7-6 ani și după aceea s-a stins relația. Băi, și îl întreb pe agent, pe ăla din New York, pe ăla din Miami, vă rog, ajutați-mă să intru iar pe filă cu ea, pentru că eram cu o agenție bună în New York, lucram pe, cu toate celebritățile și m-am căsătorit, m-am mutat în Miami și am vrut iar să intru pe filă. Am luat 2 ani de pauză cu copii. Și a fost mai complicat. Copii, stai, că le-am promis. Copii, hai, ce se faceți? Uită? Sunt în România? Da. Păi de o oră o bate pe mama la cap. Unde-i mami? Unde-i mami? Stai uite, să le salut. Mami, sunt aici. E la televizor. Mami este aici. Da, okay. Salut, ai zile ceva pe nume, zile copii, numele. Copii, Bar și Noa, vă iubește mami. Ok, hai că am terminat cu ele înapoi. Gata. Să trecem la treabă. Deci, și deci după 2 ani de pauză vrei să intri din nou în business-ul ăsta. În business-ul ăsta. Am vorbit cu agenții, n-au reușit să dea de ea. Înainte de Crăciun, 2 zile înainte de Crăciun, era frig la Miami ca niciodată, așa, îți venea să iei plovărul pe gât și geacă deasupra, îl iau pe câine, mergem în parc. Bă, și bate vântul, e așa o tornadă din aia nasoală, rece, și trec cu câine și o văd pe una înaltă, așa zveltă, știi, cu un negru, cu părul lung, blond, și el și ea, se uită la mine și zice, do I know you from somewhere? Te știu de undeva și zic, da, mă, te-am machiat acum 5 ani de zile la revista, nu știu, da, de când am vrut să dau de tine și eu de tine. Gata, ai și am dat și îmi zice, dă-mi numărul de telefon, valgă numărul de telefon, numărul meu în telefon, ei, hai că te am, mă sună înapoi, zic, gata, te am, hai că vorbim. Eu zic, bine, am plecat și după aceea, fuck, nu pot să zic cum De ce nu i-am zis, băi, vreau să te machiez și de când te caut, nu i-am zis nimic, că muream de emoții, așa, știi? Nu de emoții, dar așa, nu-ți vine să-i zici omului în față, băi, știi ce, când ea nu știa cum să se acopere, și să nu fie recunoscută, înțelegi? Și am zis, F it, o sun. Și am sunat-o, băi, El, ce faci, mai ești în parc? Și zice, da, mai să zic, hai că zic la telefon. Vreau să vorbesc cu tine, să ne întâlnim o dată, că știu că te-ai mutat acum, ești lângă mine, toată lumea știe.
Vreau să mă duc să-ți fac machiaj într-o zi. Nu trebuie să mă plătești, nu trebuie să-mi faci nimic. Vreau să văd produsele care îți merg ție. Cu anticear, în fond de ten, să le am toate pe listă și în momentul în care te duci la un eveniment, mă sun, băi, vine, am o oră, hai să mă faci, nu mai trebuie atunci să încerc eu tâmpenii. Și ea, oh, what a great businesswoman you are. Adică, ce bine, zic, băi, chiar numai... Să nu uităm că și Anastasia Soare este una dintre cele mai bogate femei din lume. Și tot o româncă de-a noastră, la Hollywood, plantele făcea sprâncenele vedetelor, de la Kim Kardashian, da, la Angelina Jolie și așa mai departe. Nu, ajuns super mare și produsele ei sunt super bune, deci și eu folosesc, toți are make-up artist și folosesc produsele ei acum. O româncă a cucerit, da, lumea. Iar Daniela Goslan este de asemenea o româncă, da, care, ia uite, aici pe cine pe Dwayne Johnson. Nu pot să cred. Este zeul Instagramului. Zeul Instagramului. 30 de milioane de fani. E bun, dar îi și place să posteze de 3 ori pe zi. Da, și ce mănâncă, și cum se plimbă, și cu copii. Tot. Dar e foarte mișto. Aici ești cu... J Balvin. O să aibă concert acum, de curând. Da. O să aibă concert și cu Paris Hilton. Aici a prins ea luminile și am zis, păi, hai să facem o poză. Și ea chiar a spus, haide, hai să facem poză. Și aici eram înainte de Video Music Awards. Când adică tu iei machia pe... Pe el, nu pe... Nu, doar pe Dwayne Johnson, nu pe celălalt. Uite-l și pe aici. Aici eram la Ballers, în backstage. E mare, băi, deci trebuia să stau pe vârful să machiaz pe cap. Bine, nu are nevoie multă de machiaj pe cap, dar mai mult prosopul tamponam eu, așa. Și în prima zi când am ajuns la el, în prima zi de filmare la Ballers, e de caterincă el, așa, glumezi mereu, hai, ce faci, te trage de o bluză, glume, face glume mereu. Ajungem pe set, pe platou, la filmare, și după filmare, îmi spune Daniela și Rachel, Rachel era tipa care îi face, îl bărberește, da, că trebuie o persoană pentru fiecare chestie care îi face omului. Și am intrat acolo, el, vezi că am de-astea puf de la prosop pe cap, eu, glumești, mă, ce, n-ai pufe pe cap, adică nu te-am văzut. Daniela, am avut pufe de la prosop pe cap. Și atunci s-a răcit totul, deja mi-am dat seama, băi, trebuie să ai așa o barieră între glume și profesie. Că da, uite, tu ești o româncă care ai reușit să ajungi în industria asta și să ai grijă să machiezi unele dintre cele mai mari staruri din lume. Omul ăsta are 146.000 de urmări, 146 de milioane de urmărători pe Instagram, este unul din top de acolo. Este și ești mi se pare că tu ești foarte tare. Tu cum ești pe Instagram? Nu atât de tare. Unde că te găsi lumea să-ți dea follow acolo să te urmărească? Păi pe Instagram așa, mersi. Este, mă găsiți la daniela.gozlan și acolo, că mai vreau să le spun româncelor, mă, păi sunt frumoase, mă, peste tot unde le vezi și au machiaje ori deloc, ori vorbești cu machiajul, știi? Nu vorbești cu femeia. Și este stilul ăsta unde femeile își fac sprâncenele pătrate. Stați departe de asta, vă rog. Dar tu poți să ții cursurile astea și pe Instagram, nu? Le țin pe Instagram în ultima vreme. Am apucat, că vă mai arunc câte una în engleză, scuze. Am început eu să mai machez, să mă machez eu singură și să le spun oamenilor, băi, am folosit asta și asta, că sunt multe produse pe piață care lumea le folosește sau nu le folosește, dar vrea să le folosească și nu știu cum deci, să... Deci Daniela.gozlan pe Instagram. Daniela.gozlan pe Instagram. Și mai și vorbesc acolo de trenduri, de ce ar fi bine să folosească omul pentru tenul lui. Eu nu sunt adepta trendurilor pentru că, na, fiecare are porii cum îi are, pielea cum o are, știi, mată. Asta e jobul tău și îl faci foarte bine și mă bucur mult de tot că ești astăzi aici. Cât stai în România? Plec în 2 zile, da? Dar mă întorc în 2 săptămâni, mă întorc pentru o săptămână. Deci pleci peste 2 zile în America, copiii rămân aici la bunici? În Israel plecăm, mergem în vizită și după aceea, nu, merg cu ei, cu tot. Am venit singură cu ei, da, cu ele, plec chiar cu ele în Israel și mă întorc pe 4 iulie. Și mai stăm atunci o săptămână și atunci și după aceea gata. Mai ea este românca noastră, o femeie extrem de talentată și ați aflat că a reușit acolo la Hollywood. Ceea ce mă bucur pentru tine. Nu voi să te îmbrățișez. Oh, perfect. Îți mulțumim mult de tot și te mai așteptăm cu mare drag.